Inundațiile devastatoare din Spania au lăsat în urmă multă durere. Peste 200 de oameni au murit, iar în zonele măturate de vituri circulă acum doar ambulanțele și mașinile de la serviciile funerare. Printre persoanele decedate se află și un cetățean român, iar alți 3 români cu cetățenie spaniolă au fost confirmați decedați după ce au fost prinși de apă într-un garaj. Situația rămâne extrem de gravă, cu sute de persoane încă dispărute, printre care și 15 români. Colegul meu, Laurențiu Rădulescu, trimisul special Antena 3 CNN în Spania, vine cu ultimele informații de acolo. Să-l ascultăm! Da, bun găsit. Spania continuă să-și numere, din păcate, morți în foarte multe localități. Încearcă autoritățile în momentul de față să deblocheze căile de acces, pentru că acest lucru este unul foarte important. Este doar un exemplu asupra ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. Sunt sute, dacă nu chiar mii, de autoturisme care sunt luate de pe căile de rulare, de pe șosele, inclusiv din casele oamenilor, pentru că, da, acolo au ajuns și sunt duse în locuri separate, pentru că ulterior Garda Civilă de aici din Spania, pompierii, împreună cu autoritățile locale, să reușească să intervină din mai multe puncte de vedere. Și spun asta pentru că, pe de o parte, prioritar în acest moment este ca persoanele care sunt în continuare date dispărute să fie găsite, iar acest lucru nu se poate întâmpla până în momentul în care, bineînțeles, nu reușesc pompierii și cei din armată să deblocheze tot ceea ce înseamnă drumuri blocate de această viitură puternică. Vorbim despre o noapte foarte grea, peste care zeci de mii de oameni din regiunea Valencia au trebuit să o depășească din nou, pentru că, în ciuda eforturilor autorităților spaniole, curentul electric a fost oprit în foarte multe localități. Și, de asemenea, stăteam de vorbă inclusiv cu câțiva români care ne spuneau faptul că încearcă să constituie câteva grupuri prin care să reușească într-un fel sau altul să se ajute reciproc, pentru că oamenii au nevoie cât se poate de simple. Este vorba despre apă potabilă, este vorba despre curent electric, despre generatoare, nu în ultimul rând despre mături, despre lopeți, toate aceste lucruri, bineînțeles, făcându-i cumva să reușească să iasă din locuințele invadate de nămol și de apă. Ai multe persoane în vârstă care pur și simplu nu pot să iasă din casă din cauza mașinilor care sunt aici blocate. Imagini devastatoare le întâlnim în toate orașele spaniole afectate de furtuna Dana. Sunt inundații cumplite în Castellón și persoane date dispărute în provinciile Valencia și Albacete. În plus, aproximativ 300 de familii din zonele rurale din Jerez au fost evacuate din cauza inundațiilor râului Guadalete, iar mai mult de 120 de drumuri din țară rămân închise. Todo lo que tengo, no tengo otra cosa. No tengo otra cosa. Ahora me quedo en la calle, no tengo nada. Horrible, ansiedad pura. Mis padres y yo estábamos intentando que la casa no se inundara. Eso era un infierno total. Estamos moralmente fastidiados. Cozile de oameni care așteaptă ajutoare se întind pe mai bine de câteva sute de metri. Încă nu asimilez ce s-a întâmplat. Și vezi atâția, ai mulți cunoscuți care te întreabă dacă știe ceva de frați, de sori, de tată. Sute de persoane dispărute, printre care și 15 români. Am fost îngrijorată pentru băiat, că el venea de la muncă și l-a prins la jumătate de drum, în mașină. A stat agățat toată noaptea de o stâlp de lumină. Printre românii găsiți morți în zonele afectate se numără un cuplu și fiica lor. Veștile au fost primite cu greu de familie și apropiați. Toți trei dintr-o dată morți, o familie întreagă. Cu tremurătoare, ce să mai spune? Plâng, plâng mereu de ei, mi-amintesc, nu mai e măsa, nu mai e nimeni, n-are cine să-i mai plângă. Autoritățile spaniole au mobilizat 1700 de soldați pentru a ajuta la operațiunile de curățare în zonele afectate de inundații.